ocazia sărbătorii tradiționale în Palio, Martinengo emană un aer de sărbătoare pentru locuitorii micului oraș din provincia Bergamo, dar și pentru numeroșii fani care doresc să se bucure de atmosfera timpurilor îndepărtate. Centrul actualului oraș Martinengo nu s-a dezvoltat prea mult de-a lungul secolelor, păstrând aspectul romantic al unui sat medieval. Martinengo, o mică localitate din nordul Italiei, a cunoscut o perioadă de glorie în jurul anilor 1400, atunci când a devenit reședința ducelui de Milano, Bartolomeo Colleoni, un faimos conducător militar al Republicii Veneția, căsătorindu-se cu Tisbe Martinengo, care făcea parte din nobilimea autohtonă. Perioada de ascensiune și prosperitate care a urmat este evocată aici, în fiecare an spre sfârșitul lunii octombrie, printr-o sărbătoare denumită Il Palio dei Cantù, sau altfel spus, întrecerea dintre cătune. Mi-am luat și o farfurie și sper să găsesc și ceva bun de mâncare. Castelul medieval recrează atmosfera evocatoare a secolelor trecute prin numere de jonglerie, spectacole pirotehnice, muzică, dansuri și teatru medieval.
Declararea păcii, în ultima perioadă a vieții, Coleoni a fost cunoscut și apreciat ca patron al artelor, a construit canale de irigații, a restaurat terme romane, a înființat două mănăstiri și s-a ocupat de acte caritabile. Devenit o legendă, după moartea sa a fost ridicată impunătoarea capelă Coleoni, aflată în centrul medieval din Bergamo, alături de Bazilica Santa Maria Maggiore. Martore ale Imperiului Roman de Apus, coloanele situate în fața bazilicii reprezintă o construcție medievală ridicată cu materiale romane. Bazilica San Lorenzo Maggiore, considerată cea mai veche biserică din Milano, este dedicată Sfântului Lorenzo. În fața bisericii se găsește o copie a unei statui a Sfântului Constantin cel Mare, primul împărat roman creștin. Piața San Lorenzo, cu o localizare avantajoasă, este frecventată atât de rezidenți cât și de turiști, având restaurante, baruri, cafenele și un parc unde vă puteți relaxa după un tur de vizită în împrejurimi. Timp de 11 ani, una din multele asociații ale românilor din Italia organizează în piața San Lorenzo ale Colone din centrul orașului Milano o sărbătoare tradițională românească. Și cu armata făcută, fiare că mi-și-a spus.
programul artistic cuprinde de obicei, printre altele, dansuri și cântece populare românești din diverse zone etnofolclorice. Proiectul acestui festival s-a bazat pe ideea căutării legăturilor comune între aparținătorii unor culturi diverse, a solidarității și reciprocității interetnice. De linii, 320.000 de călători și 500 de trenuri zilnic către destinații din Italia sau internaționale. Sunt mai câteva date statistice despre cel mai important nod feroviar din Milano. Gara centrală a fost proiectată de arhitectul Jean-Louis Bosset, iar construcția a început înainte de primul război mondial și a fost încheiată abia în perioada în care Benito Mussolini era prim-ministru și își dorea ca această construcție să reprezinte puterea regimului fascist.
Tot în provincia Bergamo este și vestitul sat medieval Martinengo cu castelul Coleoni, reședința ducelui de Milano Bartolomeo Coleoni. Actualul oraș Martinengo are o lungă istorie pornind de la romani și ajungând la lombarzi, în Evul Mediu, aceștia fiind și cei care au dat numele așezării din inima Lombardiei. Sărbătoarea medievală Il Palio dei Cantù sau Întrecerea dintre Cătune este un eveniment cunoscut agențiilor de turism care oferă programe speciale de artă, cultură, divertisment și, desigur, specialități culinare.